Domnule prefect, domnule președinte Weiner, domnule președinte Park, excelența voastră, domnule consul, doamnelor și domnilor, dragi clujeni. Municipalitatea clujeană, alături de supraviețuitorii Holocaustului și urmașii victimelor deportărilor din Cluj, participă la dezderirea primului monument din orașul nostru, ridicat în memoria victimelor acestor evenimente nefaste, desfășurate în urmă cu 70 de ani la Cluj-Napoca. Momentul este unul extrem de încărcat din punct de vedere simbolic, fiind un răspuns la așteptarea întregii comunități în orașul nostru de a edifica un monument în memoria victimelor Holocaustului, care, din nefericire, a răpit zeci de mii de vieți nevinovate de clujeni. Monumentul a fost realizat cu sprijinul comunității evreiești din Cluj-Napoca și se dovedește și se dorește a fi un simbol pentru locuitorii actuali ai municipiului cu privire la greșelile umanității ce nu trebuie uitate pentru a nu exista riscul repetării acestora. Mai mult, avem astăzi o datorie față de istorie, să facem cunoscut tinerilor noștri tot ceea ce s-a petrecut în urmă cu 70 de ani, astfel încât aceștia să se asigure că astfel de derapaje de la umanitate și rațiune nu se vor mai întâmpla. Transmit în numele comunității clujene un mesaj de respect pentru pierderile suferite de fiecare dintre familiile de evrei din orașul nostru și un îndemn la amintire veșnică, la înțelepciune și la toleranță. Îmi amintesc că atunci când am vizitat monumentul Holocaustului, în calitate oficială, am scris o frază care sper să rămână în conștiința tuturor, pentru că este una care se află probabil pe buzele tuturor. Și mai ales mă adresez cu acea frază tinerei generații, care sună așa, never again, niciodată din nou. Cred că în ultima instanță acesta este cel mai important mesaj pentru viitorul acestui oraș, pentru tineri, pentru toți cei care au cunoscut și cunosc istoria, ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple niciodată, nicăieri. Vă mulțumesc!